Deschidem Sfânta Scriptură și mai citim în seara aceasta, pentru început, din Galateni capitolul 3, Galateni capitolul 3, pagina 1141 în Sfânta Scriptură, versetele 6 și 7. Galateni capitolul 3, versetele 6 și 7, cuvântul Domnului spune așa: tot așa și Avraam a crezut pe Dumnezeu și credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Înțelegeți și voi, dar, că fiii ai lui Avraam sunt cei ce au credință. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Mulțumim Domnului pentru seara aceasta și pentru harul său până aici. Cu ajutorul Domnului aș dori să intru direct în subiect ca să folosim timpul la maxim. Mulțumim de ce Domnul ne-a dat până aici. Cuvântul adus de fratele Moldovan, care e o potrivire extraordinară, ca întotdeauna Dumnezeu lucrează într-un mod deosebit, fără ca să ne înțelegem. Mesajul ascultării de Dumnezeu e continuat în seara aceasta prin mesajul care Domnul mi l-a pus pe inimă. Acest mesaj este un mesaj cel puțin parțial apologetic, un mesaj de apărare. Un mesaj de apărare a credinței, un mesaj de apărare a Evangheliei, a Cuvântului lui Dumnezeu și a învățăturii pe care noi o promovăm. Intenția nu este de a jigni, de a supăra, de a ataca pe nimeni. Intenția este de a înțelege mai bine învățătura fundamentală a Cuvântului lui Dumnezeu în seara aceasta. Am intitulat mesajul Credință, Legalism, Rânduieli. Credință, Legalism, Rânduieli. Termeni care în dialogurile noastre se interpătrund, intră în conflict uneori, unul elimină pe celălalt. Care sunt copiii lui Dumnezeu, cei care cred, legaliștii, care sunt ei? Cum îi identificăm? Suntem noi din aceea? Mai avem nevoie de rânduieli, de reguli, de legi? Mai îs chemați copiii lui Dumnezeu, ai Noului Testament, la anumite restricții? Mai trebuie să se abțină de anumite lucruri și pe altele să le facă? Haideți cu ajutorul lui Dumnezeu să analizăm oarecum acest subiect și să-l clarificăm. Mesajul este și pentru cei mai în vârstă, deși că ei cunosc lucrurile acestea, majoritatea le cunosc, chiar dacă poate o să caut să le explic mai bine. Dar în mod special pentru tineri, pentru băieți și fete, în discuțiile voastre în continuu apar termenii aceștia. Credință, neprihănire, mântuire, legalism, reguli, rânduieli. Unii folosiți expresia, I'm sick and tired of so many rules. Nici nu mai îmi place să vin la biserică, atâtea reguli. Atâtea rânduieli. Păi cum suntem noi mântuiți? Prin regulile astea sau prin credința și prin jertfa lui Hristos? Și apoi continuă în momentul în care încercăm să-i convingem pe unii că nu-i bine să facă anumite lucruri. Tu ești legalist. Și gata, ți-o pus eticheta și numai. Orice rânduială e legalism. Și atunci mântuirea se rezumă la o simplă credință în Hristos și apoi fiecare cu viața lui și cu umblarea lui. Caut cu ajutorul Domnului în această seară să aduc puțină lumină, să înțelegeți mai bine aceste concepte și să apăr ceea ce spune Evanghelia. În primul rând, vorbim despre neprihănire și mântuire. Imaginați-vă, și o să ne ajute frații de la PowerPoint, de la proiectare. Asta o să fie prima rubrică. Există o rubrică, o coloană a mântuirii, a neprihănirii.
ce e nevoie sau de ce are nevoie omul ca să devină neprihănit și mântuit. În exclusivitate, de ce are omul nevoie ca să ajungă la neprihănire și la mântuire. Romani capitolul 3, versetele 21 la 24, vreau să citim aceste cuvinte pentru că ne ajută și frații poate le proiectează în engleză. Romani 3, 21 la 24. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei care cred în El. Nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți fără plată prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Amin. Cum se ajunge la neprihănire și la mântuire? Ce avem voie să punem în această coloană a neprihănirii și a mântuirii? Ca poziție, ca statut al nostru înaintea lui Dumnezeu. Credința în Hristos. Versetul de aur. Ioan capitolul 3, versetul 16 din Sfânta Scriptură. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Deci pentru cei care ne condamnă că suntem legaliști, vreau să vă spun că în rubrica asta a mântuirii nu se mai poate adăuga nimic și noi nu adăugăm nimic. Oricine vrea să adauge la această rubrică a mântuirii ceva, este legalist. Apostolul Pavel condamnă legalismul. Oamenii din Galatia au adăugat credinței sau au vrut să adauge credinței în Hristos tăierea împrejur. Au vrut să mai pună ceva la această coloană. Să spună, nu-i destul să crezi în Hristos. Nu poți să ajungi la neprihănire prin credință. Trebuie să te tai împrejur. Trebuie să ții sabatul. Trebuie așa. Și pe rubrica aceasta a mântuirii au mai încercat să includă anumite fapte ale oamenilor. Și apostolul Pavel a condamnat acești oameni. Ce părere aveți despre apostolul Pavel? El a fost legalist sau antilegalist? El a fost antilegalist. El a condamnat pe cei care au adăugat lucrul la această rubrică. Credința doar îl poate duce pe Dumnezeu, pe oameni la mântuire și la Dumnezeu. Credința în jertfa lui Iisus Hristos, singurul lucru care poate să-l ducă pe om la neprihănire. Nimic altceva. Deci în această rubrică n-avem voie să mai punem nimic. În momentul în care mai adăugăm 1, 2, 3, 4, atunci devenim legaliști. Așa că am good news pentru voi, toți care sunteți mai tineri și unii chiar spălați pe creier de anumiți predicatori. Nu suntem legaliști. Noi credem că la mântuire se ajunge doar prin credința în Domnul Iisus Hristos. Noi nu putem să adăugăm nimic la jertfa lui Hristos. Și acum o să spuneți foarte bine, that's nice. Now what? Ce facem totuși cu rânduielile, cu regulile? Am ajuns la concluzia că apostolul Pavel nu e legalist. Foarte simplu am ajuns la concluzia asta, că el nu se contrazice singur. Cum se face că din tot Noul Testament nu este un alt om care să aducă mai multe reguli în biserică? Ți-ai pus întrebarea asta?
tinere care ești convins ca și mine că nu-i nevoie pentru mântuire, nu-i nevoie de nimic altceva. Totuși, Noul Testament, toate epistolele apostolului Pavel sunt pline. Do this, don't do this. Fă asta, păzește-te de cealaltă. Și așa mai departe. Și acum, dacă ar fi să le luăm pe toate, trebuie să stăm aici vreo 48 de ore, 70 de ore, în continuu, să le luăm pe toate. Cred că sute de ele. Nu le-am numărat. Că n-are importanță, la urmă, dacă-s 400 sau 600. Dar câteva sute. Reguli. Cum se împacă neprihănirea și mântuirea prin credință cu reguli? Se împacă foarte simplu. Deschidem o altă coloană. Prima coloană e coloana neprihănirii și a mântuirii. Acolo nu e inclusă decât jertfa Domnului Hristos. Dar acum deschidem o altă coloană care include reguli pentru toți oamenii mântuiți. Oamenii mântuiți trebuie să trăiască după anumite reguli. Trebuie să respecte anumite învățături. Fratele Moldovan accentua în seara aceasta ce important e pentru om să asculte de Hristos. În procesul de ucenicizare, creștinul nu intră doar în apa botezului, ci după aceea este învățat să păzească ce? Tot ce ne-a poruncit Hristos. Deci noi nu ne oprim la mântuire și la elementul esențial și exclusiv de care este nevoie pentru mântuire, care e credință. Biblia deschide o altă rubrică și spune așa: dacă ești mântuit, dacă îl cunoști pe Dumnezeu, dacă te-ai întâlnit cu Hristos, ai de făcut anumite lucruri. Și ne oprim la câteva. Repet, putem să avem 50 sus, putem să avem 70 sus. Am ales doar câteva ca să pot să susțin argumentul. Primul e despărțirea de păcat. Dacă crezi, dacă te-ai întâlnit cu Hristos, dacă ai venit la crucea Lui cu pocăință și ai primit prin credință darul neprihănirii și ești socotit și sunt socotit neprihănit de către Dumnezeu prin această credință și sunt mântuit, ca om mântuit, Dumnezeu așteaptă de la tine și de la mine să trăim despărțiți de păcat. Despărțirea de păcat. Romani 6, 1-2 nu este nici un secret, nu conține nimic nou pentru dumneavoastră. Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Nici de cum noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Ce ne spune cuvântul aici? Omul care crede, omul care e mântuit, el fuge de păcat ca de diavolul. El fuge de păcat ca de cel rău. Se păzește de păcat. Tit, capitolul 2, versetele 11 și 12. Astea sunt extraordinare, versetele astea. Și vă rog să meditați puțin dacă le putem proiecta în limba engleză. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Pentru ce a fost arătat harul lui Dumnezeu? Ca să ne aducă mântuire, în primul rând. Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire, a fost arătat. Ca să ne aducă mântuire, dar nu se oprește aici. A fost arătat și ne învață. Te învață, mă învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu dreptate, cumpătare și evlavie. Auzi, harul
care prin credință te duce la neprihănire și mântuire și pe dumneata și pe mine, ne învață acum, ne învață să o rupem cu păcatul, să o rupem cu păgânătatea, să o rupem cu poftele lumești, să o rupem cu lumea și să trăim după voia lui Dumnezeu. Păi astea nu-s reguli? Nu-s reguli astea? Cineva va zice, bine, acum îs mântuit sau nu-s mântuit? Trebuie să țin anumite lucruri, să mă țin de ele, să respect anumite principii sau, dacă am crezut, e destul. Iată că Biblia ne învață că trebuie. Trebuie. Dacă tu ești serios, dacă eu sunt serios cu privire la mântuire, dacă suntem serioși cu privire la Hristos și la neprihănirea pe care am căpătat-o prin credință, atunci va trebui să luăm în serios cuvântul lui Dumnezeu și să începem să ascultăm de El. Principiul aici nu e ce să fac pentru ca să fiu mântuit, ci ce să fac acum pentru că sunt mântuit. Sunt mântuit. Dumnezeu m-a mântuit prin Hristos. Dumnezeu m-a mântuit prin credință. Dumnezeu m-a adus la o stare de neprihănire. Acum ce am de făcut? Pentru că sunt mântuit, nu pentru ca să mai fiu sau să fiu mântuit. Apostolul Pavel, anti-legalistul, iată ce ne spune în Galateni: da roadei Duhului și nu faptelor firii. Galateni capitolul 5. Galateni capitolul 5. Vreți să deschidem? Îs o mulțime de păcate de care trebuie să ne păzim. Sunt faptele firii. Galateni capitolul 5. Firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii. Și o listă cu o mulțime de lucruri ale firii pe care trebuie să le părăsim. Și la urmă, în versetul 21, spune așa. Ascultați-mă bine ce spune apostolul Pavel, care nu e legalist. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Auzi? Cei care trăiesc în păcatele astea și trăiesc conduși de firea pământească nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dar vor zice, dar ce facem cu credința, că eu am crezut? Bad news pentru tine, credința ta nu-i bună. Credința ta nu-i bună. Dacă ai o credință care îți permite să trăiești în faptele firii, credința aia nu-i bună și nu-ți folosește la nimic. E ca și un ban fals. Un ban fals poți să-l folosești la magazin dacă omul care îl primește nu-i pregătit sau între oameni, așa, să-i dai un ban fals. Dar dacă te duci cu el la bancă, banca ți-l prinde imediat. Sorry, I can't honor this. This is false. Unii au credință falsă și cred că-s mântuiți și o să fie plin iadul de oameni care au crezut că o să fie mântuiți. De ce? Pentru că credința lor n-a fost bună. Credința bună în Dumnezeu te ajută și te învață și mă învață să renunți la faptele firii pământești. Că dacă trăiesc în ele, nu voi vedea împărăția lui Dumnezeu. Deci nu există în final oameni ai lui Dumnezeu adevărați care să se tăvălească în noroi în continuu. Există oameni care cad, există tineri rebeli care au plecat de acasă, dar vine ziua în care se trezesc. Slăvit să fie Domnul pentru toți cei care se întorc acasă. Sunt tineri care s-au pierdut și le pare rău, dar când se întorc acasă se bucură. Unii au căzut rău în alcool, în tutun, în droguri, tot felul de tatuaje și-au mutilat corpul și apoi se trezesc. Cei mai greu pentru ei e că de tutun se lasă mai ușor și nu mai rămân urme. De droguri se lasă mai greu și s-ar putea că nu mai rămân urme. Tatuajele rămân cu ele. Să lasă de ele, dar rămân cu ele. Și când mai întâlnim
poate o persoană, un băiat sau o fată care a fost în lume și vedem cu tatuaje, pe mine nu mă deranjează. Eu mă bucur că unul care a ajuns în lume a fost prins de Dumnezeu și a dus înăuntru. Dar îl costă foarte mult și îl doare foarte tare ca să scape de ele. Trebuie să trăiască în continuare cu ele. Dar Dumnezeu are putere să-l scoată pe cel care a rătăcit. Dar nu poate să ne spună cel rătăcit că el nu-i rătăcit și că noi suntem legaliști. Și să fim noi ca și cei care sunt rătăciți. Nu. Ci să rămânem lângă cuvânt. Roada Duhului, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia și așa mai departe. În astea trebuie trăit. Astea sunt faptele Duhului. Iată, do's and don'ts. Do this, don't do that. That's not legalism. That's not legalism. Asta e învățătură pe care Dumnezeu ne-o pune înainte dacă suntem mântuiți. Dacă tu ești mântuit, tu o să dai greutate cuvântului lui Dumnezeu. Ca om mântuit, o să te apropii de Dumnezeu și o să zici: Doamne, ce aștepți de la mine? Cum vrei să trăiesc? Știi că Biblia ne învață și cum să ne îmbrăcăm. Iar ajungem la îmbrăcăminte. I'm sorry. Când o să văd că toată lumea se îmbracă cum scrie Biblia, în limitele așezate de Biblie, nu o să mai auziți că vorbim despre îmbrăcăminte. Dar trebuie să vorbim. Că Biblia ne învață și cum să ne îmbrăcăm. Și cineva o să zică: da, dacă nu mă îmbrac chiar așa, mai ajung în rai? Dacă nu mă îmbrac chiar așa, mai ajung în rai? Dar nu pune întrebarea asta. Eu îți spun ție întrebarea. Dacă nu te îmbraci așa, mai asculți de Hristos? Te interesează ce spune Hristos? Asta e întrebarea. Do you care about what Jesus says? Do you care about what the word says? If you love Jesus, why don't you pay attention? Biblia vorbește despre îmbrăcăminte și vorbește despre buna cuvință. 1 Timotei 2 cu 9 la 10, nici nu sunt toate pasajele acestea, dar poate ni le puneți în engleză. 1 Timotei 2 cu 9 la 10, 1 Petru 3 cu 3 la 4. Cuvinte care promovează decența și modestia în îmbrăcăminte și cuvinte care elimină cercei, elimină lănțișoarele, elimină brățările, elimină podoabele, tot felul de podoabe, le elimină. Și elimină ținuta indecentă, ținuta provocatoare, în mod special pentru femei sau fete și acum și pentru băieți. Mai spun încă o dată, băieți, fiți mă serioși, mă, cu pantaloni strâmți pe voi? Pantaloni care abia vă lasă să umblați, mă? Și unii mai ajunge și prin față. Păi, eu am crezut întotdeauna că băieți au mai multă minte, mă, mai deștepți un pic, mă, mai copți la cap. Nu sunt așa de reduși, mă. Băieți, pantaloni strâmți pe voi? Treziți-vă, mă, băieți. Păi nu-i cumpărați, mă. Duceți-i la mama sau la cineva, mă, să vă mai pună material acolo pe ei. Dacă nu găsiți altfel de pantaloni, nu le faceți business, măi, la homosexuali, mă. Mă, nu le faceți business, mă. Nu-i încurajați, mă, pe ăștia care vând... N-am cuvinte cum să descriu. Nu cădeți pradă și victimă. Nu vă lăsați, mă, duși de nas și spălați pe creier, mă, de Hollywood și de oamenii fără Dumnezeu. Băieții, trebuie, măi, fiți serioși. Nu umblați cu pantaloni strâmți pe voi și nu umblați cu cămăși care pușcă pe voi și dacă sunteți musculoși. That's nice. Hey, congratulations, work out. Not too much, but it's okay. Nu trebuie să-ți arați mușchii. Nu trebuie să-ți arăți, că o să vină vremea când o să fie împotriva ta. Că mușchii nu sunt direct proporțional cu înțelepciunea. Deci, mare atenție. Asta și pentru băieți. Că am văzut duhul ăsta, o intrat în lumea asta, i-a cuprins pe toți. Că așa văd la televizor. Și bă, ăștia din Europa au căzut de mult. Când vin cântăreți aici, am văzut cântăreți din Europa. Mă, haină, măi, la care i-o tăiat ăștia, materialul, mă. Nu vedeți ce deștept, ce viclean e diavolul, mă? Vă taie din materiale și vă ia mai mulți bani. It doesn't make sense.
Nu nicio judecată aici. Să stai din material, îți vinde haina jumătate. Și nu pentru că ești mai mic. Așa face haina, că mânecile scurte, strâmte, până aici o tai așa, în spate, parcă ai furat, ai fugit de acasă să treci frontiera, ca și cum am făcut noi când am plecat în Iugoslavia. Fiți oameni serioși, aveți minte, bărbați, băieți, fraților mai în vârstă, săriți cu gura pe copiii voștri, băi, băiete, mă, trebuie să te însori, să fii om. Nu te lăsa dus de nas. La fete și la băieți, la fete și la surori, de asemenea, un pericol foarte mare. A devenit moda asta. Uite aici. N-am făcut niciodată lucrul ăsta și poate că nu-l mai fac să trezesc. Asta e moda de azi. Niciuna n-are mâneci. Niciuna n-are mâneci. Nici una măcar. Și am găsit din asta, am mai găsit încă o schiță și am trecut-o pe la soție, am zis, ce părere ai de asta? Și-o zis, nu arăta aia, că poate că nu iese bine. Nu vrem să ofensăm pe nimeni. Nu asta e intenția. Nu. Fetelor, că cu unele dintre mame am pierdut bătălia. Unele dintre mame nu mai judecă clar. Fetelor, you see this cross? Când vrea mama să vă îmbrace cu rochii din astea, care n-au mâneci, rochiile trebuie să aibă mâneci. Vorbesc despre membrii din adunare, nu despre musafiri. Dacă avem musafiri între noi care ne vizitează, noi îi primim pe toți. Nu avem reguli împotriva celor care vin la adunare. Îi primim pe toți și îi respectăm pe toți. Vorbim membrilor din adunare, membrilor, nu musafirilor. Dacă este cineva între noi, să nu se simtă nimeni rău, numai dacă e membru în adunare. Dacă e membru în adunare, să se simtă un pic rău, să simtă furnici pe sub piele, așa să zic, am uncomfortable. Că data viitoare o să ține minte. Înapoi la imagine, vă rog. Înapoi, încă o dată. Cross. No. Hainele trebuie să aibă mâneci. Zicem noi, cel puțin mâne scurte. Bine ar fi până jos. Dar măcar mâneți scurte. Când ridici mâna să nu se vadă sub braț. Pot să fiu mai explicit decât atât, că nu vreau să mă duc mai departe. Când ridici mâna, n-am voie să-ți văd sub braț. Dacă tu îți ridici mâna să vede sub braț, să-i bai. Nu-i decent, nu e normal. De ce băieții nu vin cu maieu? De ce băieții nu vin? Că aici trebuie să-i laud un pic, că au mai multă minte. De ce bărbații nu vin în maieu? De ce îmbrăcați unii fetele de la 6 ani și la 7 ani, ziceți că e cute? Le puneți cu rochii kimono și cu rochii scurte și le aduceți să cânte în față. Dumnezeu a avut milă de mine în seara asta, așa mi-a plăcut de fete. Fete au fost toate trei la urmă. La urmă. Așa mă unza suflet, zic, mă, ce bine că nu se potrivește, pe astea trebuie să le laud. M-am uitat la ele, ce fain le-a îmbrăcat mama. Și tata, Domnul să vă binecuvintează părinții că au minte și gândire spirituală. Și-o venit și-o cântat frumos. Nu veniți aici nici dacă sunteți fete de 5 ani, de 6 ani. Nu îmbrăcați băieții cu pantaloni scurți la adunare. Nu îmbrăcați băieții cu pantaloni scurți. Și dacă are numai 7 ani sau 5 ani sau 8 ani, nu-l aduc, că va veni vârsta la care nu mai poți să-i poruncești. Și o să zici, tu m-ai îmbrăcat așa. Nu îmbrăca fata indecent, n-are importanță ce vârstă are. Rochia trebuie să acopere genunchii, trebuie să acopere genunchii, peste genunchi să fie rochia și trebuie să-ți acopere mânecile. E simplu, e vorba de decență. Mi-e groază când venim la nunți. Nu știu niciodată ce o să iasă la nunți, mireselor. Nu mai veniți în adunare cu rochii fără mâneci. Nu vă puneți bretele, puneți-vă mâneci. Dacă nu-i rochia bună, luați un jacket peste rochie. Nu știu de ce prințesa asta, dați-ne următoarea imagine, că trebuie să laud pe cineva care habar n-am cine-i. Dar e prințesă, ăsta e prințul Albert, așa, prințul Albert de la Monaco. Asta e nunta lui. Sunt oameni mai în vârstă, e adevărat, nu-s de 18 ani și au mai multă minte. Dar asta e prințesă, surorilor, prințesă, are bani mai mulți decât avem noi toți împreună. Poate să-și cumpere orice.
Și prințul spune, eu iubesc pe femeia asta, eu iubesc modestia și simplitatea ei. Credeți că femeia asta n-are valoare, că s-a îmbrăcat așa ca mireasă? Asta e mireasă. S-a îmbrăcat așa ca mireasă. Credeți că ea n-are valoare? Asta nu e în urmă cu 30 de ani, în 2011. 2011, câțiva ani în urmă. Credeți că n-are minte o persoană? E prințesă. Și prințesa știe că trebuie să se acopere. Că ea aparține prințului. Mireților, fraților, surorilor, tinerilor. Da decenței pentru Domnul și nu decenței, indecenței, tot pentru Domnul. Pentru Domnul și pentru frații din adunare. Doamne ajută-ne! Sper că am fost suficient de explicit și nu vreau să mă duc mai departe la capitolul ăsta. Da vorbirii frumoase și nu vorbirii de rău. Alte reguli. Doamne, multe reguli sunt în Biblia asta. Multe reguli sunt în Scriptură. Bă, voi ne omorâți cu regulile astea. Nu ne omoară Dumnezeu cu regulile, fraților. Dumnezeu ne face bine cu regulile. Dumnezeu ne face bine. Da vorbirii frumoase și nu vorbirii de rău. Efeseni capitolul 6, versetele 29 la 32. Poate le avem în limba engleză și apoi e greșit, nu-i capitolul 6. E bine că mai am habar ce scrie în Biblie. Efeseni capitolul 4, e greșit acolo, un typo error. Efeseni capitolul 4, versetele 29, 30, 31, poate și 32. Efeseni, capitolul 4, versetele 29 la 32. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Iată o regulă, o rânduială pentru toți mântuiții. Ci unul bun pentru zidire după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt cu care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Dumnezeu pe voi în Hristos, amin. Nu vorbiți de rău, nu vorbiți obraznic, nu insulta prin cuvinte. Noi căutăm să predicăm ce-i scris și n-am vrea să insultăm pe nimeni, nu ăsta este scopul, am vrea să învățăm. Nu insulta, nu vorbi urât, nu înjura, nu lua numele lui Dumnezeu în deșert, nu-ți bate joc de fratele tău prin cuvintele pe care le rostești. Vorbești frumos, să vorbim frumos între frați și surori, să vorbim de bine, nu vorbi de rău, nu vorbi de rău. Nu te întoarce împotriva fratelui tău prin vorbele tale. Nu denigra pe fratele tău care și el vrea să-și apere onoarea lui. Ai grijă, să am grijă, să avem grijă cum vorbim. Să ne zidim unii pe alții, să ne îmbărbătăm unii pe alții, să ne încurajăm unii pe alții. Da vorbirii frumoase și nu vorbirii de rău. Apoi deschidem a treia rubrică, peste asta trecem repede și cu aceasta încheiem. Deschidem a treia rubrică. Prima rubrică a fost rubrica neprihănirii și a mântuirii. Ce am avut acolo? Ce am avut acolo? Credința în Iisus Hristos și în jertfa Lui. E singurul lucru care ne duce la mântuire. Singura calitate care dă dreptul omului să se numească copil al lui Dumnezeu. Credința. Am deschis a doua rubrică. Pentru oamenii credincioși există reguli. Noi am amintit câteva, dar sunt mult mai multe. Și apoi există regulile despre care am amintit. Astea sunt pentru toată lumea. Și pentru surori să se învelească. Am uitat să spun. Mi-am adus acum aminte că am văzut câteva surori că au ceva pe cap. Biblia, prin Apostolul Pavel, spune femeii, cel puțin femei măritate, să se învelească. Noi am vrea să aibă o învelitoare mai mare, dar dacă nu vrea să aibă o învelitoare mai mare, măcar o eșarfă mai lată să aibă, să arate că e măritată. Să arate că e măritată. Că mâine, poi mâine, te oprește un frate pe hol și spune, nu vrei să mergem out. Ia? Ia, o să vină un musafir aici și o să se uite și o să te invite out. Și o să zici, I am married, oh, I'm sorry.
I didn't know that. Așa ne învață Scriptura. Nu-i ceea ce eu spun și nu mai intrăm în detalii. Dar bine ar fi să intrați în ascultare, că nu-i lucru prea greu, nu-i lucru prea mare și nu vă face nici mai urâte, nu vă face, nici nu vă strică părul. Lăsați că mergeți la culcare seara și când vă treziți dimineața, părul oricum e dezordonat. Nu vă faceți probleme, că nu-i pierderea așa de mare. Există a doua rubrică, îs rânduieli pentru toată lumea. Îs la fel pentru americani, îs la fel pentru români, îs la fel pentru indieni. Dar apoi există a treia rubrică cu rânduieli locale, care aparțin unei biserici locale. Nu sunt neapărat specifice arătate în Scriptură, doar oamenii lui Dumnezeu, luminați de Duhul Sfânt, au considerat că e bine să respecte anumite rânduieli. Una din rânduielile noastre locale este ca femeile să stea la femei și bărbații să stea la bărbați. Asta e o rânduială locală. Cineva o să spună, dar în Biblie nu scrie lucrul ăsta. Și o să zic, mă, nu scrie lucrul ăsta direct în Biblie. Dar așa au considerat oamenii mai în vârstă, oamenii mai luminați, oamenii călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, că e bine în adunare frații, bărbații să stea separat și surorile să stea separate. De asemenea, vorbim membrilor. Dacă avem musafiri între noi, musafirii, nu-i nicio problemă, nu este nicio restricție, vrem ca musafirul să se simtă bine. Dar musafirul, după ce vine la biserică de câteva ori, după câteva luni, o perioadă de timp, începe să simtă pulsul și să vadă și zice, nu-i locul meu între femei, dacă e bărbat, nu-i locul meu între femei. Sau dacă e femeie, începe să zică, mă, nu mă bag eu între bărbați, lasă-mă că mă duc eu cu femeile și du-te tu cu bărbații. E o chestie foarte simplă, e o chestie banală. Mai ies oamenii din adunare, mai ies femeile, dacă ești bărbat acolo, ies prin fața ta și nu te simți confortabil. Noi nu mai folosim obiceiul ăsta, dar la americani se mai folosește obiceiul, hai să dăm mână de mână, tot să dăm mâna unul cu altul. Și acum imaginează-ți că te-ai băgat bărbat între femei și cu o mână o ții pe nevastă ta și cu o mână o ții pe nevasta altuia. Și să vezi ce bine te simți atunci și cum cânți cântarea și ce har o să ai atunci în cântare. Și ce confortabil o să fie. Și alte și alte și alte. E ok. Unii spun, asta e o chestie demodată. E o chestie demodată, e adusă din România. O fi așa. Și la americani a fost așa cândva. Și la americani a fost așa. Dar au fost așa numai când nu se divorțau. În vremea în care nu erau divorțurile la culme și ei erau bărbați separați și femei separate. Dar de când s-au divorțat 50%, s-au pus împreună și acum sunt împreună. Și apoi vin băieți și fete. Vin băieți și fete, girlfriend and boyfriend. Și intră în adunare. Și vrea să stea băiatul lângă fetiță, că el crede că e la film. Și să-i șoptească din când în când. Ce vrei să-i șoptești? Am stat de vorbă cu un frate mai multă vreme în urmă, a fost la o adunare unde bărbații și femeile sunt împreună și noi nu-i condamnăm, e problema lor. Pentru noi asta e o rânduială locală. Asta e problema lor. Zice, m-am pus în spate pe o anumită bancă și în fața mea s-a așezat un bărbat cu nevastă sa. Frate Cornel, zice, toată slujba ăsta i-a făcut masaj, bărbatul la nevastă. I-a fost tot cu mâna, ba pe spate, ba pe umeri, tot o mângâia, tot spatele el mângâia, tot programul. Că el e îndrăgostit, el o iubește pe nevastă sa. Nu știu dacă mâna aia nu dă palme când ajunge acasă. Deci nu știu lucrul ăsta. Că dragostea nu așa se arată și nu se arată în adunare. În adunare nu vii ca să-ți masezi nevasta. Nu vii ca să demonstrezi cât de mult iubești nevasta în felul acesta. Mulțumim Domnului că noi n-am avut încă probleme de genul ăsta, dar e în pericol. Asta e o rânduială locală. Cei care vor să o respecte, Domnul se binecuvânteze, cei care nu vor să o respecte, noi scoatem din adunare, ne rugăm ca Dumnezeu să lumineze și să călăuzească. Altă rânduială locală, nu-i peste tot, că au fost care m-a întrebat, bă, la voi sunt robe, voi, pentru că sunteți biserică mare, voi sunteți bogați, voi vreți să vă arătați grozav. Zic, nu... Nu ăsta e scopul. La noi sunt robe, robe la fete și robe la corul bărbătesc și la corul mixt. Sunt robe simplu pentru uniformitate și pentru ca să acopere, că robele acoperă. Peste tot unde merg în lumea asta, păstorii să plâng și toți smul părul din cap, nu știu ce să ne mai facem. Ba fetele, ba femeile la cor, nu știu ce să ne facem, domnule, le spunem, dar nu ne ascultă. Ba vine cu decolteu, ba vine fără mâneș, ba vine cu rochia strâmtă, ba vine cu una transparentă, ba vine așa. La una i-am spus, zice, s-o dus din adunare, nu mai veni niciodată la biserică.
N-am mai venit, am pierdut-o la biserică. Că i-am spus. Și acum nu mai spunem. Nu mai facem, nu mai avem nicio rânduială. Că nu mai poți să-i spui. Că nu vrei pe nimeni să scoți din adunare. Nu ăsta e scopul lui Dumnezeu. Cineva să se supere să nu mai meargă la adunare. Scopul lui Dumnezeu e ca omul să se pocăiască și să meargă, să vină la adunare, să fie în adunare, să se simtă bine în adunare. Și pentru noi a fost foarte simplu, foarte simplu, pentru uniformitate și pentru decență. Nu e alt scop, nu e ca să ne dăm grozav, dar e o rânduială locală. Așa am considerat, luminați de Duhul lui Dumnezeu. Apoi, sărbători speciale, sărbători speciale. Nu toate bisericile au sărbătorile la fel. Noi avem slujbe speciale la Crăciun, la Paște și cu alte ocazii. Asta e o chestie locală. Programele de peste săptămână, unii le au marța, alții miercuri, alții joia. Programele duminica, unii au poate de la 10 la 1, alții au de la 5 la 7 seara. Asta e o chestiune locală, nu e direct poruncită în Scriptură. Și fiecare biserică are nuanța ei și are libertatea să decidă după cum oamenii luminați de Dumnezeu consideră că este necesar. Astea-s niște chestiuni, rânduieli făcute de oamenii lui Dumnezeu pentru o anumită biserică locală. Și Domnul să ne ajute să le respectăm și pe acestea. Și în concluzie, credința ne mântuiește. Legalismul ne separă de Hristos, spune Apostolul Pavel. Rânduielile, regulile sau faptele le putem numi, ne păstrează în Hristos. Evanghelia după Ioan 15, de la 6 la 7, ce face Domnul Iisus cu mlădițele care n-aduc roadă? Ce face? Le taie și se usucă, sunt aruncate în foc. Mă, dar cum adică? Cum e posibil? După ce au fost deja în viță, iată persoane mântuite care și-au pierdut mântuirea. Aici intrăm într-un alt domeniu, dar e bine să rețineți. În Ioan 15 avem de-a face cu persoane mântuite care și-au pierdut mântuirea. Credeți că-s mântuiți aia care stăiați și aruncați în foc? Ăsta e semnul mântuirii? Nu. Oameni mântuiți în viță. Mlădițe care sunt tăiate și aruncate în foc. Faptele, roada, rânduielile pe care le respectăm ne păstrează în credință, ne zidesc în Hristos. Efeseni 2:10, noi suntem mântuiți prin credință, dar suntem zidiți în Iisus Hristos pentru faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte ca să umblăm în ele. Iată că faptele bune, rânduielile care le respectăm, regulile puse în Scriptură, ne zidesc, ne ajută să aducem roadă. 2 Petru 1, 5 la 9. 2 Petru, capitolul 1, versetele 5 la 9. Dați-vă și voi toate silințele să uniți cu credința. Nu rămâneți la credință, nu rămâneți doar oameni mântuiți la un nivel ideologic doar. Ei, în mintea mea știu că-s mântuit și în rest nu mă mai interesează nimic. Nu! Uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Cine are în el din belșug aceste lucruri, ele nu-l vor lăsa să fie nici leneș, nici neroditor în ceea ce privește de plina cunoștința Domnului Iisus Hristos. Iată că lângă credință trebuie adăugate, astea ne ajută să aducem roadă și să devenim ucenici al Domnului Iisus. Păi ucenica Domnului Iisus nu este omul care teoretic spune că crede în Iisus. Eu cred în Iisus. Ucenic e cel care face ca Iisus. Ucenic e cel care trăiește ca Iisus. Ucenic e cel care umblă ca Iisus. Ucenic e cel care vorbește ca Iisus. Noi trebuie să fim ca Iisus, să căutăm să fim ca Iisus. Doamne, ajută-ne! Mă opresc aici, un duș rece pentru unii, un duș cald pentru alții și o binecuvântare pentru omul care caută pe Dumnezeu și care vrea să se apropie de Dumnezeu. Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze!